dimineața și vă mulțumim că ați ales să vă petreceți și această dimineață împreună cu noi. Începem cea de-a doua zi de comunicări, pe niște comunicări foarte interesante, dar și niște modificări în program, pentru că ieri au luat niște modificări și câteva persoane și-au susținut deja comunicarea. Așa că în această prima secțiune de astăzi, o să-i mai includem pe domnul Constantin Corneanu și pe domnișoara Mioranto. Dar începem cu începutul și anume cu domnul Sibiu Moldovan, colegul nostru de la CNSAS, care o să ne prezinte comunicarea cu titlul Între convingeri și retorică, anul 1965, piatră de hotar în politica regimului comunist din România. Îi dăm cuvântul. Mulțumesc! Nu mă așteptam să fiu primul. Acum, fac precizarea, titlul meu este cu semnul întrebării. Într-un fel am respirat ușurat prin faptul că ieri două dintre titlurile comunicării jurul răbitor de ieri se terminau tot cu semnul întrebării. Acum asta o spun ca un... Da. e bine că recunoască după asta. Acum, sigur că asta am spus-o ca glumă. Pe de-o parte, pe de-altă parte, este un pretext pentru... Am cere scuze pentru faptul că eu nu am putut să fiu de față, din motive obiective ținând de serviciu. Însă, acest semn al întrebării, îl mențin și îl subliniez, pentru că e adevărat că e prima temă care mi-a venit în minte atunci când am văzut tematica legată de anul 1965. Pe de altă parte, și chiar în fugă asupra ei, am rămas cu același semn de întrebare. Totuși, aș vrea să fiu, asta fi trebuit să spun la sfârșit, dar de ce să nu spun de la început, că nu vreau să fiu într-o notă pesimistă din punct de vedere al identificării posibilului raport sau aprecierii corecte, dacă putem vorbi de o apreciere corectă în istoriografia de acest gen a raportului dintre convingeri și retorică în acest moment și în anii care au fost direct determinați de conștiința anului 65. Și, din potrivă, un optimism gnoseologic, dacă nu sună prea pompos această exprimare de la distinctul coleg Mironov, mi-a dat această șansă pomenind de filozofie și atunci să vorbim și o disciplină gnoseologică, am filozofie gnoseologie și atunci vorbesc despre un optimism gnoseologic în ceea ce privește posibilitatea de a reconstitui scenele petrecute și uneori și semnificația lor. Modul sau locul în care se oprește sau este limitat optimismul meu este acela care se referă la determinarea exactă a universului intim al unui personaj istoric. Și personajele istorice care s-au remarcat în acest moment istoric, 65, cum vorbim în 65 mai lung, un pic înainte și un pic după, sunt în fond taiguma tuturor personajelor istorice și atunci au un univers intim asemănător. Cât de polarizat sau în ce fel, asta rămâne de discutat. Însă tendința care este observabilă în general este de a atribui sau de a interpreta acest univers interior prin prisma convingerilor noastre actuale. Asta este foarte vizibil în foarte multe lucrări care abordează această perioadă. E adevărat că în ceea ce privește INST-ul, și asta ar fi trebuit tot la sfârșit să spun, este unul din locurile ideale pentru a purta o discuție chiar și din acest punct de vedere. Deci, echilibrul a fost totdeauna predominant, chiar dacă din punct de vedere al unei dezbateri acum 2 ani și o să revin asupra ei, a lăsat puțin lucrurile necesare a fi continuate, respectiv momentul 68, care putem să introducem în discuție ca pe o consecință a lui 65. Dar aici este discuția dacă 65 a fost sau nu o piatră de hotar. Acum, să fiu sincer, nu știu. Într-un fel a fost, într-un fel n-a fost. Nu a fost, pentru că nu a apărut din an și nu a lansat o direcție nouă din an, așa cum o bună perioadă de timp s-a spus din motive politice caracteristice acelor ani. Tendințele erau cu certitudine înainte, nu e nevoie să demonstreze acest lucru, că există suficiente lucrări zevale și autori de față care lămuresc acest lucru. A fost piatră de hotar în sensul în care a dus la o delimitare de
vechea gardă și la aprofundarea unor tendințe deja existente. Anul 68 e adevărat că e un apogeu care e pus în general pe seama anului 65, dar oricine poate face o repetare avant la letra lui, va vedea că vorbim de modalități de expresie mai degrabă decât de anumite tendințe. Și atunci, sigur că ne punem problema în ce măsură corespunde unor convingeri și în ce măsură a fost retorice. În ceea ce privește istoria comunismului românesc, cred că există anumite aprehensiuni, cred că încă există, din acest punct de vedere. De exemplu, există sau ar putea exista o discuție în ce măsură este legitim a pune problema existenței unor convingeri în ceea ce îi privește pe liderii comuniști români, chiar în cazul lui Ceaușescu, de exemplu. Și atunci, multă vreme s-a subliniat și se subliniază în continuare parțial pe drept cuvânt. Dar s-a putut problema în felul următor. Suntem obișnuiți cu maniera de a fi în care poporul român este cumva steril și nu poate crea tensiuni, să zicem așa, filozofice, ca să revenească aceste cuvânte într-o... De exemplu, discuția din 56 pentru mine este mai dramatică decât pare. În sensul în care ambele personalități care s-au confruntat 56, mă refer la Budapesta, au această punere dramatică, chiar dacă au pornit de pe poziții diferite. E adevărat că și Cadar a fost înainte de ținut politic. În momentul în care s-au confruntat cu aceste violențe extreme în stradă, cred că reacția a fost cumva similară, dar și aici e o credință cultivată de anumite lecturi și atunci ne întoarcem la problematica asta, în ceea ce privește traducerile care au avut mare succes la noi. De exemplu, este o carte lui Francisco Vega, publicată în 93, dacă nu mă înșel, care face o distinție, așa, priorică, între reprezentanții de administrație a Partidului Național Țărănesc și cei ai Partidului Național Liberal. Spunând că cei ai Partidului Național Țărănesc erau superiori din anumite motive, asupra cărora noi insistăm acum. Și atunci, tendința, analizându-mă puțin a posteriori, cred că m-a pus și asta pe o pistă puțin greșită. Cred că și pe alți cititori. În 56, problema este în felul următor. Din punctul ăsta de vedere, n-aș lăsa un semn al întrebării, ci aș fi puțin mai categoric, ceea ce privește destul unor personalități. Categorică, în ceea ce privește istoria mai timpurie a lui Ceaușescu, nu-l favorizează din perspectiva discuției dacă 65, 68 și așa mai departe au fost mai mult formule retorice și mai puțin convingeri intime, să le spunem așa. Și clar că istoria lui timpurie nu favorizează interpretarea conform cărora ar fi avut aceste convingeri. Pe de altă parte, cred că totuși chiar și genul ăsta de personalități se pot schimba în timp. Dacă vorbim de 56 și putem aborda problema și din perspectiva asta, atunci trebuie spus că Imre Noce, asta e o certitudine, s-a schimbat foarte mult. Acum, când s-a produs diclicul, este o altă discuție. Nu știu cum s-a produs în cazul lui Ceaușescu și dacă s-a produs. Abordările sunt multiple, sunt cei care l-au cunoscut direct și care au asemenea mărturii. De la care nu am pornit însă atunci când m-am gândit să abordez această temă. Deci Imre Noli a fost unul dintre, putem spune, cei mai siniștri informatori ai NKVD-ului din cadrul emigrației maghiare. Victimele lui au fost multe. Unii au avut, ca zic așa, noroc și au scăpat. Asta nu îi scade din meritul pe care l-a avut în 56. Poate că undică, că a fost mai târziu. Este cert că atunci când s-a produs revolta în masă, el s-a adresat cu Elftașuc. Nu țin, în momentul în care ai duma unei scenete repetate și la noi mai târziu, nu scenete, unui episod repetat, involuntar mai târziu, mulțimea a început să scandeze Nemoliu Elftașuc, el a schimbat și s-a adresat cu Moliuc. Interpretăm spune că atunci s-a produs în conștiința lui un sat. Acum, sunt greu de documentat lucrurile astea. Este foarte clar că există posibilitatea asta. Când vorbeam de varianta optimistă a interpretării istoriei, am pornit din alt punct de vedere, nu din punctul de vedere al liderilor vremii, ci din punctul de vedere al reflectării evenimentelor de atunci în microistorie sau anumite părțintă. Și, în special, am cotat efectul avut de anul 65 și anii următori în populația jos care a fi avut motive să fie cea mai sceptică față de acele evoluții. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, avem mai multe certitudini care a fost efectul. Că
documentele vremii nu sunt depozitarele absolute adevărului, este foarte adevărat. În aceeași măsură, cred că pot reconstitui atmosferă în mai mare măsură decât mărturiile până de la vârful partidului. Și în orice caz, doza de autentic este mai mare în cazul lor. Am selectat și anumite exemple, nu o să insist prea mult asupra lor, pentru că nu vreau să mă întind. Însă există. Aș da un singur citat, care este anterior anului 65, dar cu câțiva ani, însă creează o întreagă discuție vis-a-vis de cadrele vechi care a existat în cadrul securității. Anul 65 deja a creat o anumită, sau deja exista o anumită temere împrumutată față de evoluțiile care vor exista. Și atunci securitatea însă și-a adoptat un soi de, practic nu-i putem spune de public relations, că este mult prea sofisticat, dar cu un limbaj dublu care s-a adresat partidului, viitoarei conducere a partidului. În 68 a fost apogeul ei și ideea ei, să zic așa, contextuală, dar destul de clar formulată, era că dacă n-am fi fost noi, voi nu v-ați fi menținut la putere. Nu era cu noi și voi formularea, dar mai indirect spus, cam asta era ideea. Și atunci s-au făcut, într-adevăr, și manifeste, inclusiv deschise publicului larg, care se străduiau, prin care se străduiau să argumenteze această idee. În 65 deja exista această temere. O să dau un citat care este dintr-o notă informativă din penitenciarul Aiud, în anul 1960. Doamna aparține unuia din deținuții foarte radicali. Și după aceea vă explica de ce l-am dat. Așa. Și spune un detent care tocmai fusese chemat la o ședință de lămurire, să zicem așa, de asta fără a se folosi bătaia de colonelul Crăciun și unul din adjunții se Nodiți, pe numele. Și zice acest detent. Domnul colonel Crăciun, datorită probabil și meseriei și prea marii fermități pe care o are în crezul comunist, nu se prea poate stăpâni atunci când întâlnește o prea tare opoziție, fapt care m-a împiedicat să pot pătrunde în bagajul dânsului de cunoștință culturală. Ceea ce am constatat numai este faptul că are toate informațiile despre realizările socialiste din toate sectoarele. Aceste realizări ale lor am constatat că sunt rană sufletească pentru toți. Ei trăiesc prin aceste realizări materiale și nu-și pun niciodată problema cât au costat aceste realizări. Aici am sărit puțin dat pentru că își reafirmă varianta de opoziție totală și tu că nu l-a impresionat discursul despre aceste realizări. Dar continuăm. Cel care m-a impresionat foarte mult și m-a impresionat într-un mod plăcut a fost domnul capitan Nodiți. Acest om m-a frapat prin faptul cu care discută și cultura lui multilaterală. Materia mea de specialitate parcă era la el acasă. Și mi-am zis poate că este de specialitate sau l-a pasionat această problemă care este cea mai la modă azi în lume. Dar am făcut incursiuni în probleme de... Era vorba de fizica cuantică. Dar am făcut incursiuni în probleme de literatură, de filozofie, de drept foarte subtil, de istorie, economie politică și în cultură generală. Era suficient să se atingă tangențial o problemă, ca dânsul să vină cu un lux de amănunte pe care nu le pot avea decât oamenii de specialitate sau de cultură foarte înaltă. Pe la începutul discuțiilor am avut impresia că sunt la catedră și că ascult un candidat care susține teza de doctorat. Dar mai apoi, aceste teze înmulțindu-se, am fost nevoit să-mi schimb impresia și să mă cred într-o discuție cu un coleg. Adică, domnul capitan Nodiți mi-a făcut impresia unui om de cultură de talie universitară. Acest fapt mă face să-mi pun un mare semn de întrebare. De ce acest om este numai capitan? Sau toți capitanii sunt ca dânsul? Dacă toți capitanii ar avea această cultură, comunismul ar fi de nezdruncinat. Peste câțiva ani, frate-a în cauza a decedat în penitenciar. Nu am obținut încă accesul la dosarul de cadre al acestui capitan Nodiți, pentru că recunosc că m-ai citat foarte tare acest pasaj și ar fi interesant de văzut care ar fi cariera lui, să zic așa, din punct de vedere al studiilor. Dar aminte și în altitudine este că avea acest talent de a relaționa. Am dat acest exemplu tocmai din punct de vedere al discuției pe care a pus-o semn la început, dacă e posibil sau nu, problema că întrebarea sugerează într-un fel și răspunsul, dar rămâne întrebare. Au fost comuniștii români, aveau o substanță, pentru că, spune Ceaușescu, nu avea nicio substanță. În 69, când s-a opus la Budapesta adoptării statutului pactului de la Varșovia, propus de sovietici, au avut și vorbe despre că era un mod cert spontane și totuși atât de precar
Ne credem, mi-e greu să spun asta, pentru că mărturisesc că și ca cetător sunt tot om și mi-ar plăcea să pot să-l detest integral. Mi-ar plăcea să spun că a fost o necate. Pe de altă parte, asta este o capcană, pentru că a spune așa cum unii dintre opozanții regimului au spus pe la un moment dat că securiștii au fost, știți, că într-o manieră catartică de a pune lucrurile. E relaxant să-ți imaginezi că dușmanul tău, pe lângă faptul că e ticălos, e și prost și incapabil. Dar nu știu dacă e onorant ca un adversar atât de incapabil să reușească totuși să-și mențină regimul atât de mult timp. E, și vreau de volnă în spirit atunci când Fontana a zis, am mers să ne culcăm. Recum, într-adevăr, n-am dormit liniștit. A doua zi, când a venit statutul tipărit, a avut gestul spontan de-a bun. Acum, ca să nu mă semnăm, dar nu suntem de acord cu chestiunea cu Berlinul de Est, Berlinul pe care vrem să-l atingem pe de Est. Și atunci, pagina asta o tăiem cu stilou și am tăiat cu stilou ca să fiu sigur că, contrar celor discutate, nu le vom trezi cu el aprobat. Totalitatea remarcabilă. Sigur că, dacă vorbim de inteligență naturală și nu de una formată, este o discuție care cred că se poate aplica și acestui gen de personalități, la fel cum se aplică, cred, și colonelului Crăciun. Întrucât îmi spune că nu avea studii speciale, însă inteligența lui s-a manifestat nu numai la început în anul 60 la IUD și nu întâmplător a fost ales pentru această misiune specială, ci și foarte de timpuriu. În 46, de exemplu, când a fost greva studenților din Cluj, a avut o dezbatere și, din fericire, este consemnată numai prin curajul de a merge într-o sală plină cu studenți ostili. Și nu a pățit absolut nimic, a fost un dialog cât se poate durea, ci prin capacitatea de a răspunde, în mod spontan, tuturor argumentelor pe care îi le aducea, deși din perspectiva de ei e imposibil de răspuns. Un alt lucru care ar fi, mediile intelectuale, și cu asta o să închei, mediile intelectualității maghiare de prima mână, dar cea rămâne interbelică și nu cea de stânga. De exemplu, Fugul Iuhas, care a condus biserica reformată de la Cluj, are reflectări extraordinar de interesante referitoare la anul 65 și fețele care au fost promovate în partid de atunci, care contrazic o anumită idee care și eu sunt familiarizat și mulți dintre noi probabil sunt, anume că țările viitoare ale trilateralii de la Visegrad, actualmente patru latere, au produs semneacane inteligente, erau de anumit gen mai spelcuit, pe când noi nu. E Ștefan Iohans, care nu avea niciun motiv de a cadrea, face o comparație foarte interesantă exact în această perioadă și spune în felul următor, face practic o comparație inversă decât cea care, într-adevăr, era valabil în anii 80 și cred că și un pic după aceea. Și anume că România are o superioritate în cadrul locului, este evidentă față de Ungaria, datorită modului în care încurajează tinerii intelectuali și promovează în partid. Și dă și niște exemple. Pe de-o parte, cei mai regimentați în partid, dar date de a călătorii în vest, sunt stipendiați, statul se interesează de cazarea lor, de accesul la diferite surse, așa mai departe, pe când intelectualii din acea perioadă, vezi încă o dată, din Ungaria, sunt trimiși precum piloții ori. Statul maghiar nu se îngrijește de ei și atunci ei trebuie să cerșească, este termenul folosit de ei, de Iuhas, să cerșească la toți cunoscuții din Occident. Și atunci nu se pot compara cu rezultatele lor, nu s-ar compara de-aia cu rezultatele cercetătorilor români. Iar în ceea ce privește pe cei promovați în partid, dădea un exemplu concret pe Mizil, care zicea și folosește expresie Rodio Gohes. Era deja și reflecta și perioada după Cunesul de la Roma și comportamentul lui în cadrul, ca reprezentant al Pedro Cunesul, în cadrul acestor dezbateri destul de delegate referitoare la eurocomunism. Și în Ungaria nu ar fi fost, în partea maghiară nu ar fi fost putut fi promovat un asemenea personaj. Este însemnând ceva cu totul, o laudă cu totul ieșită din comună limba maghiară. Nefiind încă mințe și date foarte bine cunoscute, cred că merită să ne oprim asupra lor. Nu spun că trebuie să valorizăm pozitiv în niciun fel. Spun asta și ca să preîntâmpin eventuale observații care sunt convins că nu se vor face în acest cadru. Dar e o realitate de care trebuie să ținem cont. Modul cum anumite medii se raportează, este într-un fel și un paradox pe care a sesizat pe un denist diletant, ca despre Ceaușescu și securitatea, în care remarcă acest paradox. Fost deținuți politici, în realitate erau favorabili, nu spun înainte de 65, care regimul în care și-au preluat ideile pentru care noi am fost condamnați, de discutat în ce măsură și de ce, dar
față de mine, faptul există. Mulțumesc.